plac perele? Mai tari, mai moi, mai aromate? Ei bine, ce-ar zice dacă le-am culege pe toate de pe un singur pom? Se poate, da, se poate. Un păr cu 3 soiuri de pere. Și vedem chiar acum cum îl obținem. În primul rând trebuie să avem un portaltoi. În cazul nostru am folosit gutui. După ce crește portaltoiul undeva la 70 de centimetri, tăiem. Trebuie să avem creșteri destul de mari, să-l fasonăm, să-l tăiem ca să lăstărească, după care se altoiește pe șarpante separat, da? Nu putem să altoim pe aceeași ramură 2 soiuri. Am altoit 3 soiuri de păr, vorbim de abatel, untoasă de hardy și favorita lui Clap. Se pot altoi în acest fel 10 de soiuri. Recordul îl deține un pom care face 40 de fructe diferite. Prune, piersici, caise, nectarine, cireșe și multe altele. A fost realizat de profesorul american Victor Ackham prin altoiri succesive. I look at the Tree of 40 Fruit as an artwork, a research project and a form of conservation. As an artwork, what it does is it interrupts and transforms the everyday. As a research project, it creates one of the first comprehensive timelines of when all these varieties blossom in relationship to each other, which becomes important when we consider pollination. Dincolo de efectul vizual incredibil al acestui pom unic în lume, beneficiile altoirii nu pot fi contestate. Față de un pom obținut din semințe, cel altoit este mai viguros, intră mai repede pe rod și face fructe mai bune și mai multe.